Täytyy sanoa, että täällä on ihana olla. Vreau să vă spun că e minunat să fiu mijlocuvos. Teidän rakkauden keskellä. Among your love. En mijlocu dragostei voastre, frate. Mai bine. Tunturi coris coris. It feels like at home. Mă simt ca acasă. Pyhähenki on käsin kosketeltu. Și vreau să vă spun că asta e lucrarea Duhului Sfânt. Mărire. Mă haluan sanoa seurakunta teille. I want to say to all the community. Vreau să vă spun vouă, întregi adunări. Mitä Jumala on teille lahjoittanut? Ceea ce Dumnezeu v-a dat vouă. Hän on antanut teille lahjat. He has given you gifts of mercy. Și vreau să vă spun că v-a dat multe lucruri. V-a dat în primul rând darul milei. Ja nämä kaikki lahjat kuuluu jokaiselle uskovaiselle. Și lucrul acesta aparține fiecărui credincios. Hän on väkevä Jumala. El, Dumnezeul nostru, este Dumnezeu puternic. Ota asema Kristuksessa Jeesuksessa. Tiedä arvosi Herran edessä. Ia ceea ce ai primit de la Domnul Iisus, posesiunile tale în Hristos. Sinä olet kuninkaan poikia ja kuninkaan tyttäriä. Pentru că voi sunteți fii și fiice ale regelui. Sä olet enemmän kuin maailma. Voi sunteți mai mult decât cei din lume. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen? Cine este acela care va conduce lumea la Hristos decât acela care crede? Ja mä uskon oikein, että Jumala haluaa antaa tälle seurakunnalle lahjoja. Și cred din toată inima că Domnul vrea să dea aceste adunări. Darul speciale, darul milei. Mä koin selvästi, että Jumala puhuu mulle. Am simțit stând în adunare că Domnul mi-a vorbit. Että Mariuksen seurakunta. Văzând lucrarea care a făcut-o Domnul biserica lui Marius. Teidän seurakunta. Și adunarea voastră de aici. Teidän tulee tehdä yhteistyötä. Vreau să vă îndemn, să știți că trebuie să lucrați împreună. Ja mä uskon, että nyt on Romanian aika. Și cred din toată inima că este timpul României. Perustakaa Raamattu koulu. Și voi aveți nevoie să studiați Scriptura, să vă adunați împreună în studiul Scripturii. Opettakaa vuoroin ja opettakaa vuoroin. You teach at the time of you teach. Voi să, să învățați oameni Scriptura în biserica voastră. Noi la Maciova să învățăm oameni în adunare. Käsi kädessä. Yhdessä. Și să lucrați împreună, mână cu mână. Siinä on voima. Aleluia. Ja Jumala uskoo teille enemmän. Și Dumnezeu vă va binecuvânta cu mai mult. Raamattu sanoo, että hän antaa vielä enemmän, mitä me ymmärrämme anoakaan. Scriptura spune că El ne dă mai mult decât merită. Mai mult decât putem pricepe. Tämä Romanian matka on antanut mulle enemmän kuin koko mun uskonolo aikana. Călătoria aceasta care am făcut-o pentru prima dată în România mi-a dat mai mult decât tot, în toată viața mea de când sunt credincios. Că mun silmat on auen. Și ochii mei s-au deschis așa de mari. Ihminen ei voi omalla voimalla mitään. Și am înțeles că omul nu poate face nimic în putere. Ainoastaan Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhän Hengen avulla. Decât dacă Duhul Sfânt vine în ajutorul lui. Ja Iisus Hristos. Mä luen täältä teille. O să vă citesc ceva din Scriptură în seara asta. Corintolais, ensimmäinen, toinen, tuur. 1 Corinteni, capitolul 2. Me emme julista itseämme. Cuvântul spune că noi nu propovăduim înțelepciunea noastră. Vaan me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta. Și noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, versetul 7. Jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Care ne-a fost dată. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut. No one has known. Și cel care ne-a cunoscut, sille jos he olisivat sen tunteneet, căci pe care a ascuns-o de fruntașii veacului acestea, he eivät olisi ristiinnaule kirkkauden Herraa. Pentru că dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei.
Raamattu sanoo. The Bible says. Skriptura spune. Ihminen tietää, mitä on ihmisessä. A man knows what there is inside man. Omul știe. Se nu pa, omul nu știe ce e în inima omului. Ihmisen henki tietää, mitä on ihmisessä. Dar doar Duhul omului cunoaște ce e în inima lui. Jumalan henki tietää, mitä on Jumalassa. The Spirit of God knows what there's in God. Duhul lui Dumnezeu. Kunnoste lucrările lui Dumnezeu. Ja sen takia on tärkeää, että sinä tunnet Pyhän Hengen. And that's why it's important for you to know the Holy Spirit. Lucrarea Duhului Sfânt. Pyhä Henki ilmoittaa salattuja asioita, joista sinä et tiedä mitään. Tells you secret things that you pentru că Duhul Sfânt este acela care ne spune lucruri ascunse. Hän avaa Jumalan maailman. He opens the world of God. El deschide lumea lui Dumnezeu. Hän antaa ymmärrystä. He gives you understanding. El îți dă înțelegerea. Viisautta. El îți dă înțelepciune. Sinä viisas voittaa sieluja. Because a wise wins souls. Pentru că cel înțelept spune Biblia câștigă suflet. Ja mä ajattelin puhua sulle Pyhästä Hengestä ja siitä, mitä Pyhänkin saa aikaa. Talking to you about the Holy Spirit and what he does. În ziua de astăzi vă spun greu despre Duhul Sfânt și despre lucrarea care o face. Hän sanoo, minä lähetän teille Pyhän Hengen. Jesus Kristus on spus, voi trimite Duhul Sfânt. Jotta tietäisitte, mitä Jumala on meille lahjoittanut. So you know what God has given. Ca voi să puteți ști ce. Hän on meidän pelastuksemme sinetti. El ne-a dat mântuirea, Hristos. Ja me saamme julistaa tätä maailmankaikkeuden suurinta voimaa. And we may preach this greatest power in the world. Și noi putem să vorbim despre cea mai mare putere din lume. Ylösnousemusvoima. Resurrection power. Puterea învierii lui Hristos. Joka nosti Kristuksen ylös. That rose Jesus. Puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos din lume. Aleluia. Ja hauta on tyhjä. And the tomb is empty. Faptul că avem un mormânt gol astăzi. Ja hän tekee eläväksi. And he makes you alive. Și El l-a înviat pe Hristos. Ajatelkaa sitä voimaa. Think about this power. Gândiți-vă la această putere a învierii. Profeta Elisan aikana. During the times of prophet Elisa. În timpul profetului Ilie. Profeetta oli kuollut ja profeetan luut oli haudassa. He was dead and the bones were in the tomb. Vorbește despre profetul Elisei, care era mort și oasele lui erau în mormânt. Sotilas kuoli ja tipahti sinne hautaan. The soldier died and went into the tomb. Și oamenii au adus un alt mort în acel mormânt. Ja kun nuo luut, profeetan luut koskettu sotilasta. Și Biblia ne spune că atunci când oasele profetului au atins pe cel mort, hän heräs henki. El a fost readus la viață. Tätä saa aikaa Pyhä Henki. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Maailmankaikkeuden suuri voima. The greatest power in the world. Marea putere care există în lumea aceasta. Joka avaa kaikki siteet ja lukot. That opens every chain. Care poate să deschidă orice lacăt, să rupă orice legătură. Ja kun sä julistat Pyhässä Hengessä. And when you preach in the Holy Spirit. Și când tu predici în puterea Duhului Sfânt. Aina tapahtuu. It happens. Lucrarea și puterea Dumnezeu este desfășurată acolo. Oletko huomannut yhtä asiaa? Have you noticed one thing? Ați observat un lucru? Kun Pyhä Henki on läsnä. When the Holy Spirit is there. Când Duhul Sfânt este la lucru, prezent. Ei huvittaisi lähteä kotiin. You don't like, feel like going home. Parcă nici nu mai bine să mai pleci acasă din adunare. Vă haluați să o luați cocoa, cocoa. Ai vrea să continui și să rămâi în părtășie. Să ni mahtavaa. Și e așa minunat. Ja kun nämä veljet laulo. And when these brothers were singing. Și când am auzit cântarea, frate. Ja sisaret. And sisters. Și a surorilor. Siinä oli jotain väkevää voimaa. Am simțit puterea Duhului Sfânt. Aleluia. Aleluia. Apostolien teko 2 luku. Acts 2. În Faptele Apostolilor capitolul 2. Jeesus a lupas lähettää Pyhän Hengen. Jesus promised to send the Holy Spirit. Este vedem promisiunea Domnului Iisus Hristos de a trimite Duhul Sfânt. Ja hän sanoi. And he said. Și cuvântul spune. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin. When the Holy Spirit comes into you. Când Duhul Sfânt va veni peste voi. Niin te saatte voiman olla minun todistajia. Voi veți primi puterea să fiți martorii mei. Aina maan ääriin saakka. All around the world. În jurul lumii. Kun minä tulin uskoon. When I became a believer. Când eu am devenit credincios. Mä en uskaltanut rukoilla. I was not, I didn't dare to pray. Yleisesti. Aloud. Mä en avut curajul să mă rog cu voce tare în adunare. Mä en uskaltanut todistaa kellekään. I didn't dare to testify anyone. Mä en avut curajul să spun nimănui nimic.
Mutta kun Pyhä Henki valtas mut, täällä Tuxvin Duhus von Makoplishi, mulle tuli valtava rohkeus. Dito data primitum curajar. Ja mä tein lupauksen Pyhälle Jumalalle. Și am promis lui Dumnezeu în ziua aceea. Herra, missä minä? Wherever. Am zis, Doamne, missä sinä, niin sinne minäkin. Wherever you are, oriunde mă vei trimite, eu sunt gata să merg. Atei heti lupauksen. I promised him right away. I-am promis chiar atunci. Että Herra, minne ikinä sinä viet. Wherever you send me. Oriunde mă vei trimite, Doamne. Niin sinne minäkin. I will go there. Eu sunt gata să merg acolo. Koska Herra on voima. Because the Lord is the power. Pentru că Domnul, dragii mei, este putere. Jumala rakkaus ei tunne pelkoa. God's love does not know fear. Dragostea lui Dumnezeu și în dragoste expune Scriptura că nu e teamă. Siksi on tärkeä rukoilla Pyhää Henkeä. De aceea este important să te rogi, să chemi puterea Duhului Sfânt. Jeremia 31:9. Jeremia 31:9. Sano, kun he rukoilen kulkevat. Spune că atunci când eu merg și am început să se roage. Minä johdataan heitä. Spune că când ei se vor ruga, eu îi voi conduce, spune cuvântul. Ja ennen kuin alkuseurakunta syntyi. Enainte ca să se nască prima biserică, opetuslapset ja muut Herran veljet ja sisaret, the disciples and all the brothers and sisters, ucenicii și toți frații și surorile, olivat kaikki koolla yläsalissa, were gathered in the upper hall. Spune cuvântul că erau împreună în camera de sus. Ja yhtenä miehenä ja naisena rukoilivat. And they were praying together. Și ei se rugau împreună. Odottivat Pyhän Hengen kastetta. They were waiting for the baptism. Ei așteptau să fie botezați în Duhul Sfânt. Read, luetaan. Let's read. Mä luen suomeksi ja luessa sitä. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împrăștindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin. 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 Finis. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulen puusta, ja se täytti koko sen talo, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä, alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Jumalan Henki on väkevä voima. The Spirit of the God is very powerful. Duhul Dumnezeu este foarte puternic. Raamattu sanoo Jumalan sanasta, kun sitä julistaa Pyhässä Hengessä. When you preach the word in the Spirit. Atunci când predici cuvântul în puterea Duhului. Se on niin kuin vasara. It's like a hammer. E ca și cum ai avea un ciocan. Joka murtaa kovankin kallion. Un ciocan care sparge piatra. Se on ase. It's a weapon. Este o armă. Joka on sinulle annettu. That has been given to you. Care ne-a fost dată nouă. Ja kun Herra sanoo sinulle, și atunci când Domnul îți spune, ole rohkea, fii curajos, întărește-te. Kun sinä avaat suusi, când îți deschizi gura, niin minä täytän se. Eu o voi umple. Käännetään tuonne apostolien teot 8. luku. O să deschidem la Faptele Apostolilor capitolul 8. Ja mä ajattelin jotakin lyhyesti puhua siitä. Vreau să spun câteva cuvinte despre un pasaj de aici. Apostolin teot voitaisiin kääntää Pyhän Hengen teot. Acts could be the acts of the Holy Spirit. Putem vorbi cartea Faptele Apostolilor, voi putem numi cartea lucrării Duhului Sfânt. 8. luku ja 8. jakeeseen. Until the verse 8. Saul se învoise la uzirea lui Ștefan. Ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostoli s-au îmbrășteat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați, pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștea să le mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei, le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu urgând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhurile necurate și scoteau marții pe de mulți slăbănoși și copii erau tămăduiți.
Și a fost o mare bucurie în cetatea aceea. Amin. Amin. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolelle Juudeaa ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajat, mutta Saul tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet, naiset ulos, toimitti heidät vankilaan. Ne Filippos Samariassa, ne jotka olivat hajaantuneet, kulkivat seurulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Filippus tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen päälle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui ja näkivät ne tunnustustajat, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoon kuulemaan heitä. Monet vapautuvat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutaan. Monet halvaantuneet rammat parantuivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Mä kerron suomalaisesta saarnaajasta 1970-80 vuoden taitteeseen. I'm telling you about suomalaisesta saarnaajasta. Joo, suomalaisesta. A Finnish priest. Niilo Ylivainio. Many Amen. Years ago. Niilo Ylivainio. Finnish preacher. Vreau să vă mărturisesc, să vă spun povestea unui predicator din Finlanda. Niilo Ylivainio. His name was Niilo Ylivainio. Asta era numele lui Niilo Ylivainio. Silloin oli väkevä herätys Suomessa. În vremurile acelea a fost o mare trezire în Finlanda. 4 vuotta oli se herätys. Timp de 4 ani a fost o mare trezire. Saarnaaja kiersi ympäri maailmaa. Omul acesta a mers în lumea întreagă. Kun hän puhui. When he was speaking, și când el vorbea, tapahtuu tunnustustajat, merkintä ihme. Erau semne și minuni care se întâmplau acolo. Pyhä Henki kaatoi paljon ihmisiä voimasta. Duhul Sfânt era acolo. Monia parantui. Many people were healed. Satoja tuhansia. Mulla oameni au fost vindecați. I guess it's worse only in Finland. Joo. Ja ympäri Ron. Koko maailmassa. Koko maailmassa. Koko maailmassa. Hän oli kansainvälinen saarnaaja. He was an international preacher. Hän era un predicator care mergea în toată lumea. Ja hän puhui yksinkertaista evankeliumia. And he was speaking very simple evangelia. Și a avut un mesaj foarte simplu al evangeliei. Hän puhui, kuinka Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen nimeä. About how the Holy Spirit glorifies the name of Jesus. Și mesajul lui spunea cum Duhul Sfânt glorifică pe Domnul Iisus Hristos. Ajatelkaa näitä voimavaikutuksia. Think about this, what happened. Gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat. Hän oli pitänyt kokoussarjan urheiluhallissa. He had had meetings in a sports hall. Avea întâlniri în sălile de sport. Ja se oli sunnuntaipäivä. It was a Sunday. Și într-o duminică, seuraavana päivänä kaksi uskomatonta, ei-uskovasta ihmistä tulivat siivoamaan hallia. Next day two people who were not believers came to clean the hall. După întâlnirea aceea de duminică, luni, doi oameni care erau necredincioși au venit să facă curățenie în sala de sport. Heidät pysyneet pystyssä, he kaatuilivat Jumalan voimasta. Dar ei nu puteau să stea în picioare, decât o se ridicau, picau jos la pământ. Datorită puterii Duhului Sfânt. Ja tämä voima vaikutti vielä seuraavanakin päivänä. Și în ziua următoare, puterea Duhului Sfânt s-a simțit tot în sala de sport. Tässä on tässä Saul saa vainoa seurakuntaa. Saul is persecuting the congregation. Aici în pasaj Scriptura spune că Saul persecuta biserica lui Dumnezeu. Sita ennemmin oli syntynyt alkuseurakunta. Before this there was the first congregation. Înainte de pasajul acesta deja avem nașterea primei biserici. Pietari saaras ensi kertaa pyhällä hengellä täytettyä. Peter was preaching for the first time with the Holy Spirit. Petru predicase deja pentru prima dată puterea Duhului Sfânt. Ja heti tuli 3000 uskoa. Și 3000 de suflete s-au întors la Domnul. Seurakunta kasvo. Adunarea începe să crească tot mai mult. Ja seurakunnassa oli valtava herätys. Și a fost o mare trezire în biserica de acolo. Kuinka ihanaa oli siellä Jumalan läsnäolossa. Cât de minunat a fost să fii în prezența lui Dumnezeu. Oi, ne nautti siellä oikein. Enjoying the presence of God. Ei simțeau umplerea Duhului Sfânt.
Tätä tapahtuu kauan aikaa. This happened for a long period. Și asta s-a întâmplat pentru o perioadă lungă de timp. Mutta Jumala salli vainon tähän seurakuntaan. But then God allowed persecution. Dar Scriptura ne spune că Dumnezeu a îngăduit persecuția peste biserică. Ja opetuslapset joutuu hajaantumaan eri paikkakunnille. The disciples were și ucenicii au fost forțați să se împrăștie în diferite locuri. Tämä oli Jumalan suunnitelma. This was God's plan. Dar asta a fost planul lui Dumnezeu. Jotta opetuslapset lähtisivät julistamaan evankeliumia. Ca ucenicii să aducă evanghelia mai departe. He olivat vaan koolla yhdessä nauttivat. Pentru că ei se adunaseră împreună până momentul ăla. Mutta Jumala tahtoi, että he lähtivät julistamaan evankeliumia. Dar dorința lui Dumnezeu a fost să meargă să predice în toată lumea. Ja mä uskon, että Romaniassa. Mä gândesc că oamenii din România. Herra käskee teitä ulos seurakunnista, julistaa evankeliumia. Vreau să vă spun că și pentru voi mesajul este același. Să ieșiți din adunare și să duceți evanghelia la cei de afară. Että Jumala tulisi saisi valloittaa koko Romania. Ca focul lui Dumnezeu care este aici să se ducă și spre ceilalți. Amin. Otta koko Romania palasi Jumala tulta. Amin. Și că toată România să fie în flăcări pentru Dumnezeu. Ja Jumala a uskonut siihen tehtävä sinut. Și vreau să vă spun că slujba aceasta e slujba voastră dată de Dumnezeu. Yhtä lailla veljet kuin sisaret. Brothers and sisters. Frați și surori. Koska Jumala teki meistä evankeliumin todistajia kaikista. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut martorei lui. Ja ajattele, kun Filippus lähti saarnaamaan evankeliumia Samariaan. Când Filip s-a dus să predice în Samaria. Siinä kaupungissa syttyi suuri ilo. Scriptura spune că a fost o mare trezire. Kun ne näki kaikki tunnustustajat, joita hän teki. A fost o mare bucurie când am văzut semnele și minunile. Ja missä Jumalan pyhä henki on. Oriunde este lucrarea Duhului Sfânt. Siellä tapahtuu aina. Amen. Întotdeauna se întâmplă lucruri. Jeesus a sanoi, jos te ette usko minua. Iisus spune, dacă nu mă credeți, uscoca itse tekoen tähne. Credeți măcar semnele și minunile care le-ați văzut. Aleluia. Ja Jeesus on tässä seurakunnassa. Și vreau să vă spun că Iisus este în mijlocul adunării. Hän on antanut sulle autoritate asema. El v-a dat autoritate. Julista Jumala sanaa. Să predicați Evanghelia. Siinä on voima. Și este putere, dragi. Älä koskaan epäröi. Do not hesitate. Așa că să nu ezitați. Etteikö Jumala sanassa olisi voima. That there wouldn't be the power in the word of God. Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Mä kerron teille lyhyesti. I tell you. Vreau să vă spun cu siguranță lucrul acesta. Olin pitämässä erässä kodissa kokousta, kotikokousta. When I was giving a meeting at one home. Aduc aminte că eram într-o casă la o părtășie. Julisti Jumalan sanaa, että täytyy uudesti syntyä ylhäältä. I was preaching that you need to be born again. Predicam acelor oameni din casă că trebuie să se nască din nou. Muuten ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Otherwise you can't see the kingdom of heaven. Și nu ai cum altfel să vezi împărăția lui Dumnezeu. Ja siellä oli eräs emäntä. And there was one woman. În timp ce predicam acolo era o femeie în acea casă. Ja hän sanoi, että kun mut on lapsena kastettu. That I've been baptized as a baby. Și ea mi-a zis, dar eu am fost botezată ca și copilaș. Nimina pelastu. So I will be saved. Așa că eu o să fiu mântuită cu siguranță, spune. Mutta mä sanoi hänelle. But I told her. Dar el mi-a spus în momentele acelea. Sinun täytyy ottaa Jeesus elämäsi henkilökohtaisena. Tu ai nevoie de Domnul Iisus în viața ta. Tehdä ratkaisu hänen puoleensa. You need to decide. Tu ai nevoie să iei o decizie pentru Domnul Iisus Hristos. Ja kuule, hän suuttu tosi lujaa. And he was angry with me. Pentru ea momentul ăla s-a enervat pe mine. Hän lähti ove paukkuen. He left by knocking the door. S-a plecat din cameră și a trântit ușa. Ja sanoi, että minä tiedän kyllä, että minä pelastun. I know I will be saved. Și ea zis, nu contează, eu oricum știu că să fiu mântuit. Seuraavana aamuna se soitti tämän talon. În a doua zi dimineața următoare, talon miehelle, joka kutsui mut puhumaan. Isäntä. Această femeie a sunat pe stăpânul casei, pe omul care locuia în casa aceea. Ja hän sanoi, että hän oli koko yön tutkinut Raamattua. Și a spus, spent the whole night reading the Bible. A zis, toată noaptea am petrecut citind Biblia. Hän tajus, että hänen täytyy tehdä se ratkaisu. He realized he need to decide. Și mi-am dat seama că chiar trebuie să decid. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. And he gave her life. Și în ziua aceea ea și-a predat viața în mâna Domnului. Tata tekee Jumala. This is what the Lord does. Vreau să vă spun că asta e lucrarea care o face Domnul. Elävä Jeesus Christus. Living Jesus Christ.
a primi pe Domnul Iisus Hristos. Când Filipusul este sana. În timp ce Filip predica Evanghelia, mulți papautul acesta și sta hengistă. Scriptura spune că mulți îndrăciți au fost eliberați. Halvantuneet rammat parantuivat. Slăbănogii au fost vindecați. Mă uscon, Jumala puhuu mulle äsken. Eu cred că Dumnezeu, mesajul care mi-a dat mie Dumnezeu. Pyhällä hengellä on valtavat mahdollisuudet. The Holy Spirit have big possibilities. Este acela că Duhul Sfânt are mult de lucrat. Se on voima ja valta pimeyden valtoja vastaan. This is a power against the spirits of the Și această luptă și putere este o putere împotriva duhurilor întunericului. Iisus a sanoi, pimeydestä loistaa valo. Jesus said there's the light in darkness. Iisus a spus, cei care sunt în întuneric. Ajattele tätä Pyhän Hengen valtaa. Think about the authority of the Holy Spirit. Gândiți-vă, dragii mei, la autoritatea Duhului Sfânt. Hän kirkastaa Jeesuksen nimeä. The Holy Spirit glorifies the name of Jesus. Duhul Sfânt spune Scriptura că glorifică numele lui Iisus. Hän parantaa. It heals. Vindecă, hän vapauttaa, he makes you free. El te aduce eliberare, hän täyttää, he fills you. El te umple, Pyhäkin hoitaa, the Holy Spirit treats you. Și Duhul Sfânt este acela, sin on valtava voi, there's a great power, care se grijește de tine și este mare putere. Se avaa ovia yliluonnollise. It opens up door to supernatural. Este acela care deschide calea spre supranatural. Hän antaa visioita. He gives you visions. Este acela care dă viziuni. Mä olin Kauhajoella Suomessa helluntakirkossa. When I was at the Pentecostal Church in Finland. Eran mä kasalla biserika pentecostala din Finlanda. Mä en oo koskaan kokenut vastaavaa. I have never experienced anything like that. Și până atunci nu experimentasem niciodată așa ceva. Jumala näytti mulle vision. God showed me a vision. Dar dintr-o dată Dumnezeu mi-a arătat o viziune. Äärettömyydestä. About eternity. O viziune despre veșnicie. Oli avaruus. Space. Am văzut așa un spațiu, tahtia, stars, cu stele, ja enkeleitä, and angels, și îngeri, ja oli äärettömyys, se ei päättynyt mihinkään, and eternity, it didn't end anywhere. Niciodată nu se termina spațiul, așa era. Jumala halusi näyttää mulle valtasuuruuteen. Dumnezeu mi-a arătat în momentul acela, a vrut să mă învețe ce înseamnă măreția lui. Ja mä uskon, että Jumala täyttää täällä Pyhällä Hengellä teitä. Și cred, dragii mei, că Dumnezeu este acela care vrea să vă umple și pe voi cu puterea Duhului Sfânt. Aleluia. Să ia nu te avat sudare. Atunci când ești însetat și îți deschizi inima pentru El. Valta, mă, Ivo. Va fi o mare bucurie care... Mărire, Lui. Lopeta kohta. Vreau să mă apropii de încheiere. Lueta vielä muutama ja eteenpäin. A few verses. Și vreau să vă mai citesc câteva versete. 9 until 13. Încetat era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau, acesta este puterea lui Dumnezeu care, este, care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi umise cu vrăjitorile lui. Dar când a crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, el a, și a numele lui Iisus Hristos au fost botezat atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu imire minunile și semnele care se făceau. Monet ihmiset on pahuuden henkivalloissa kiinni. Mulți oameni. Monet ovat prins de duhuri necurat. Monet ovat noituudessa kiinni. Mulți oameni au fost implicați în vrăjitorii. Sau și în regat. Ennustukset, horoscopii. Poate din trecutul lor. Ihmiset etsivät vääristä lähteistä apua elämäänsä. Oameni care primesc aceste puteri de moge de locuri greșite, mutta Jumala voimallinen vapauttamaan ihmisiä pimeyden valtaan. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are destulă putere încât să elibereze de orice duh necurat. Aleluia. Jopa pimeyden vallat voi parantaa, mutta se ei ole todellista. Even darkness can make you healed, but it's not real.
Da, și întunericul are putere, dar puterea aceea nu este o putere rea. No valhetta, suoraan syvyydestä. Sunt minciuni care vin de la diavol. Suomessa on kansan parantajia. In Finland there are many treatments which are not like the real medicine. La noi în Finlanda sunt multe tratamente care pentru vindecare, dar nu folosesc medicamente reale. Ja jotkut teistä pystyvät jotakin sairauksia parantamaan. And some of them can heal some sicknesses. Unii oameni care chiar pot aduce așa un fel de vindecare. Mutta ne ei ole pysyviä. But they do not stay. Dar vreau să vă spun că toate lucrurile acestea nu rămân cu adevărat, nu sunt vindecări reale. Kun Jumala lähetti Moosekseen. When God sent Moses. Dar atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Moise. Faraon hovi. La faraon. Place where faraos. Living. La casa lui faraon. Jumala antoi Moosekselle sauvan, jolla tehdä ihmeitä siellä. Dumnezeu i-a dat-o iagului Moise. Farao kutsu sanoi, että joo, kyllähän mun noidat pystyy tekemään samoja tekoja. My witches can do the same thing. Faraon a spus, vrăjitorii mei pot să facă la fel ce faci tu. Ja niin, ne teki. And they did. S-au făcut. Pentru o vreme. Mutta yhtä tekoa ne ei voinut tehdä. Dar un lucru n-au putut să-l facă. Mooses otti tomua, kosketi sauvalla. Mooses touched the earth with the stick. Moise a atins cu toiagul de țărâna pământului. Sieltä syntyi sääskiä, höyheneitä. Hyttysiä. Și era, cum spune, de urgile, musta crinească care s-a întâmplat. Mutta noidat eivät voineet taiollaan tehdä. But the witches couldn't do this. Jumala luo elämää. God only creates life. Vreau să vă spun că Dumnezeu creează viață. Mitä pimeys ei pysty tekemään. Dar întunericul nu poate duce viață niciodată. Jumala luo pysyvää. Dumnezeu creează lucruri statornice. Glorie lui. Ja ajattele tätä Pyhän Hengen voimaa. Gândiți-vă la puterea Duhului Sfânt. Jopa noidat voi vapautua pahoista hengistä. Chiar și vrăjitorii, dragii mei, spune cuvântul că pot fi eliberați. Julistetan elavea, Jumala sana. Când predici cuvântul Dumnezeului celui viu. Simon itsekin uskoi ja kastetti. Noita Simon. Chiar și Simon crede și devine credincios, a fost botezat, spune cuvântul. Ja kun Simon näki, kenekä päälle apostolit laittoi kätensä. Simon a văzut minunile și modul cum își puneam fiile mâinile. Ja kun ne saivat hengen. And when they got the spirit. Când au primit Duhul Sfânt, spune Scriptura. Simon tarjosi heille rahaa. Simon tried to give them money. Simon spune cuvântul că a încercat să dea banul Petru și Ioan. Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle saa jätetä. Mutta Pietari sanoi hänelle. Petru i-a zis. Kadotukseen joudut rahoinesi. Bani tei să piară împreună cu tine. Kun luulet, että Jumalan lahja on rahaa. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Sinulla ei osa eikä arkaa. N-ai nici parte. Sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Käänny tästä pahuudesta ja rukoile Jumalaa. Căiești tätä arta la răutatea ta și roagă-te lui Dumnezeu. Kenties hän antaa sinulle anteeksi pahata ja poate El te va ierta. Minä näen, että sinä olet vilpitön täynnä. Și zice aici, pentru văd că ești plin de fiere amar. Vääryys pitää sinua kahleissa. Lanturile fără de lege. Noita Simon luuli, että rahalla saa ostaa Jumalan lahjoja. Simon a crezut că poate să cumpere cu bani puterea Duhului Sfânt. Hän ajatteli vain itseään, se oli itsekäs ylpeä. El se gândea doar la el. Hän ei antanut, plin de mândrie. Hän ei antanut kunnia Jeesukselle. El nu l-a glorificat pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Ja hän nöyrtyi. Și nu s-a smerit. Rukoilkaa minun puolesta Herraa. Simon zice, rugați-vă Domnului voi pentru mine. Ettei minulle tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanoi. Ca nimic rău să nu mi se întâmple din ce ai zis. Kun Jumala henki tulee. Vedeți, kun Duhul lui Dumnezeu vine. Niin meille valtaa Jumala pelko. Noi ne temem de puterea Duhului. Niin kävi myös noita Simonille. What happened to
Asta se întâmplă în cuvântul care l-am citit. Meillä on maailmankaikkeuden suuri Jumala. Avem cel mai mare Dumnezeu din lume. Yksi Herra, yksi usko, yksi henki. Un Domn, o credință, un botez. Ja tätä Jeesusta me saamme julistaa. And this Jesus we may preach. Și acest Iisus pe care noi îl predicăm. Hiitetään oikein Jumala. Let's thank God. Haideți astăzi să-i mulțumim lui Dumnezeu. Mitä hän on meille lahjoittanut? He has given us. Să-i mulțumim pentru ce ne-a dat. Iisus a sanat opetuslapsille. Domnul Iisus spune ucenicilor lui. Un opetuslapset sanoo, että riivaajatkin on meille alamaiset. Când ucenicii au văzut că chiar și duhurile necuratele sunt supuse. Iisus sanoo, että te saatte voiman tallata kyykäärmeitä ja skorpioneen valtaa. Mikään ei ole teitä vahingoittava. Și veți primi puterea să pășiți peste șerpi și nu vă vor face niciun rău. Hän sanoo, älkää siitä iloitko. Și dar nu vă bucurați. Vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu. Și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Aleluia. Herra on antanut sulle voima ja valma. Domnul vă va da autoritatea și puterea. Ca sina, joka haluat täyttyä pyhällä hengellä. Și voi, dragii mei, care vreți să fiți plini de Duhul Sfânt. Ja tulla tuntemaan Jumalan salaisuuksia. Și să cunoașteți secretele lui Dumnezeu. Avaa sydämesi tänään. Deschide-vă-ți inima chiar în ziua de astăzi. Ja alkaa janoamaan Herran henkeä. Și fiți însetați după Duhul lui Dumnezeu. Jos et täyty tänään. You are not filled today. Dacă nu ești umplut astăzi de Duhul Sfânt. Älä luovuta. Do not give up. Nu renunța. Vaan rukoile joka päivä. Și continuă să te rogi în fiecare zi din viață. Niin kauan cu Herra täyttää sinut. Și roagă Duhul Sfânt să te umple. Sillä Hän täyttää varmasti sen, joka ne tano. Pentru că El te va umple cu siguranță. Suuri kunnia on olla elävässä uskossa. Este o mare onoare să fii credincios. Pietari, Pietari sanoi Herralle. Petri a spus Domnului. Kun Jeesus kysyi, tahdotteko tekin mennä minun tyköäni pois? Când Iisus i-a întrebat, voi nu plecați de la mine? Pietari vastasi. Petri a spus, emme Herra. Nu, Domne. Sillä tässä on hyvä olla. Unde se reduce pentru că e bine să fim aici? Iesuksen lähellä on hyvä olla. E bine să fim aproape de ei ole mitään pelkoa. Nu este teamă în prezența lui Hristos. Ystävät. My friends. Dragii mei. Me ollaan tultu Suomesta asti. Am venit toată călătoria asta din Finlanda pe România julistamaan evangeliumia. Să aducem mesajul lui Dumnezeu aici în România. Olemme tuoneet apua ihmisille. Am venit să ajutăm oameni. Minkä tähden? De ce? Koska Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Pentru că dragostea lui Hristos ne trimite. Koska me rakastamme teitä. Pentru că noi vă iubim. Ja me haluamme oikein sytyttää teidät Jumalan hengellä. Și vrem să vă ajutăm și să vă vedem în foc pentru Hristos. Me emme pysty tätä tekemään. Nu putem face asta noi. Mutta Herra haluaa sytyttää teidän sydämissä. Dar Domnul Iisus este acela care vrea să dea foc în inima voastră. Seurakunnan pastorit. You and you. Și voi, frați, ca lucrători. Voi doi ca și lucrători. Ja Marius. Pitäkää yhteyttä. Rukaatsi-vă și țineți legătura. Olkaa yhtä ja rukolkaa toistenne puolesta. Rukaatsi-vă unii pentru alții și simțiți unitatea Duhului. Sillä nyt Jumala yhdistää Romaniassa seurakuntia. Pentru că Dumnezeu ne leagă ca și o adunări. Mä kuvailen Jeesuksen, Jeesuksen takaisin tuloa. I think about Jesus coming back. Eu mă gândesc la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Te tiedätte muuttolintuja. You know birds that are flying away and coming back after the winter. Și vreau să vă gândiți la păsările care pleacă și se întorc tot timpul vara, primăvara. Pleacă iarna, se duc toamna și se întorc. Muuttolinnut kokoontuu sähköjohdon päälle. They sit up in the... Ele stau când se pregătesc pe liniile de curent. Stasă amana să l-am johtaja lindu. There's always a leading bird. Întotdeauna când pleacă este o pasăre care conduce. Ja siinä langalla on helluntalaisia, vapaakirkollisia, luterilaisia, eri seurakuntien lintuja. Și păstrează pot să reprezinte biserici diferite, oameni din biserici diferite. Jotka uskoo Jeesukseen. Care cred în Domnul Iisus Hristos. Ja johtaja lintu odottaa vielä niitä.
waiting for those. Și liderul, pastorul lider, el așteaptă pe celălalt. Matti myöhässä, jotka tulee sieltä vielä. Those who will come. Cei care vor veni și vor aduna împreună. Ja hän sanoo. And he says. Și el spune, nyt lähdetään kaikki yhdessä, lämpimään. Acum este timpul să mergem împreună înainte. Parempaa paikkaa. Spre locurile călduroase, spre locurile mai bune. Kylmän alta pois. Away from coldness. Departed rece și spre vremea bună. Ja mä uskon, että Jumala kokoaa meitä. Eu cred că Dumnezeu e acela care ne strânge împreună. Niin Suomessa kuin Romaniassa. Finlanda și oameni din România. Ympäri maailmaa. În jurul lumii. Jeesus sanoo. Și Hristos spune. Eloa on paljon. Este mult de lucru. Työvieha on vähän. Dar doar puțin lucrători. Rukoilkaa Elon Herra. Rugați pe Domnul Secerișului. Että hän lähettäisi työvieha. Să scoată lucrători. Ja nyt hän nostaa. And now he is raising. Hän kysyy teiltä. He is asking you. Și chiar acum el te întreabă pe tine. Oletteko valmiita tähän suureen viimeiseen sanonkorjaukseen? Pentru lucrarea aceasta mare? Ja mä pentru acest mare seceriș? Ja mä kuvaan vielä yhtä juttua. And I still give one this lesson. Kun me tullaan kokouksiin. When we come into the meeting. Când noi am venit la întâlnire. Että kaikilla olisi jotakin annettavaa. So that everybody would have something to give. Am văzut așa, pentru lucrarea Duhului Sfânt, că fiecare trebuie să aibă ceva să dea. Yhdellä laulu. One has a song. Cineva are un cântec. Yhdellä puhe. One has a preach. Cineva are un mesaj. Yhdellä rukous. One has a prayer. Cineva se roagă. Yhdellä kiitos. One has a thank. Altcineva cântă. Jumala a dat mulțumire. Jumala a dat seurakunta în eri jäseniä. God has given members in every place. Dumnezeu ne-a făcut oamenii membri în adunarea Lui. Kaikilla ei ole sama tehtävä. Everybody does not have the same task. Nu toți au aceeași sarcină. Mutta tehtävä kuitenkin. But the task anyway. Dar fiecare are o sarcină. Jotta seurakunta pysyisi pystyssä. So that the congregation would stand. Așa că adunarea să poată să stea. Mä lopetan kohta. I will soon begin. Keittiö. Kitchen. Kitchen. Am văzut la final o bucătărie în casă. Siellä on monenlaisia työvälineitä. There's many kind of tools. Și în bucătărie sunt tot felul de uneri. Mitä tarvitaan kun ruokaa laitetaan. That you need to, when you cook. Și de care se e nevoie atunci când pregătești o mâncare. Siellä on purkinavainta. There's the one which opens cans. Este ceva care deschizi conservele. Siellä on kaulin tällä tällä. Pulla. Este druga cu care întinzi, așa cum se cheamă. Sucitor. Cattila, jolla keittää riisiä. Este o oală pentru orez. Erilaisia asioita. Diferite lucruri acolo în bucătărie. Samalla tavalla meillä seurakunnassa. It's the same way in the congregation. Kyllä persoon adunare. On, jotka hoitaa erilaisia tehtäviä. You have different kind of tasks. Avem slujbe diferite. Kaikkia tarvitaan. We need everyone. Ja în adunare este nevoie de fiecare. Saako Jumala täyttää sinut pyhällä hengellä? Și fiecare Dumnezeu să vă umple pe toți cu Duhul Sfânt. Amin. Mulla oli oikein etuoikeus saada tulla tänne. A fost un privilegiu să fiu împreună cu dumneavoastră. Voi kuinka hyvä mun on olla täällä. Și vreau să spun că mă bucur tare mult că a fost. Voi kuinka Suomessa olisi näin väkeviä ylistäjiä, laulaja, soittajia. Sper și mi-aș dori să am așa cântăreți puternici în Finland. Duhul meu s-a bucurat de lucrarea voastră. Mica vapaus. Și ce bucurie și ce libertate. Ei ca kello. Și nu trebuie să uiți tot timpul la ceas. Pyhänkin saa toimeni vähän halua. Și Duhul Sfânt este acela care ne face după planul lui, ne modelează. Ja muista tämä. Amintiți-vă lucrul acesta. Jumala ei katso henkilöä. God does not look at the person. Dumnezeu nu se uită la învățișare. Hän ottaa käyttöönsä kenenkään hän haluaa. He takes anyone he likes to use. El alege pe fiecare să-i folosească. Siksi ole odottavalla mielellä Herralle. But you need to be in a waiting, have a waiting spirit. Dar ceea trebuie ca Duhul tău să aștept. Ole aina valmis, jos hän kutsuu sinua. Și să fii totdeauna gata să asculți chemarea lui. On se pientä tehtävää tai suurta tehtävää. Slujba poate mică, poate mare, care ți-a dat Domnul. Niin Herra käyttää sinua. Dar fiți gata și lăsați-vă folosiți de Dumnezeu.
siunausta koko seurakunnalle. La final, vă binecuvântez pe toți în numele Domnului. Ja mä uskon, että Jumala on asettanut mun sydämeen. Și vreau să spun că Dumnezeu a pus în inima mea. Rogo la România seurakuntien puolesta. Să mă rog pentru adunarea voastră de România. Herätystä Romania. Ca trezirea să vină. Amen. Amin. Amin. Amin.